Femeile sunt oarecum materialiste în ziua de azi? Normal, majoritatea femeilor. Sunt mai mult interesate de bani sau de ce am vorbit noi? De dotare? De bani și de penix și de tot. Bossule, nu știu cum să mă exprim la întrebarea asta, dar e ceva jenant. Dar nu? Crezi că e așa, că avem, că românii au cel mai mic penis? Păi, după câte s-au auzit că chinezii au cel mai mic penis. Lasă că cele mai frumoase românce e româncile noastre, astfel femei, da. Și ce, că ăștia nu are penisul de pleacă în... Da, pleacă româncele noastre. Da, da. Nu credeți că e adevărat? La vârsta mea nu m-a bătut. La vârsta... Nu, la 57 de ani. Nu toți, v-am spus, nu toți suntem la fel și sunt fel și fel de oameni. Că cine mai penis din Europa, asta e ideea. Din Europa crezi că stăm așa rău? Nu știu, nu cred. Dacă vreți vară și dovadă. Hai. Serios? Dacă vrei. Unde aici? Din ce ați văzut, din ce ați auzit, credeți că românii au cel mai mic penis din Europa? Nu prea cred. Nu cred. E cum toată lumea, la majoritatea, da. Cum să vă spun? Spune că noi îl avem cam de 12. Cam atât e. 10, 12. Crezi că suntem chiar pe ultimul loc? O fi posibil așa ceva? La capitolul ăsta? O fi, nu știu ce să vă spun, că... Nu vezi că și femeile astea fuge de noi de aici. Cum bine la capitolul penis? Bă, ce nu se știe ca pământul, nu. Bucule, nu. Ai avut vreo experiență asta nefericită cu vreo fată care a plecat? Da, de ce nu? Bine, nu... O prietenă. Te-ai simțit în momentul ăla? Adică... Așa, pentru că nu mi-a spus că pleacă și a fost totul bine și... Fetele sunt mulțumite? Foarte. Ce spun? E totul bine. Nu suntem chiar ultimii la capitolul nu, ăsta. Nu. Știți alții mai slab ca noi? Eu nu... Ce să zic? Deci nu am prea ieșit afară. Alții mai slab dotați ca noi? Păi da. La cine vă gândiți? La vecinii noștri. La noastră de aici sau de țară? De țară. Cine? Dați-mi un exemplu așa. Cred că bulgarii nu e și ăștia lanții. Bulgarii l-au mai mic, spuneți. Păi. Majoritatea, v-am spus, e profitul. Profitul. Pentru că dacă lângă o femeie trebuie să o duci la club, la... Da. Să-i faci viață. Crezi că românii au cel mai mic penis din Europa? Are, dar nu are șanse. Ce crezi că ar alege o femeie la un bărbat? Banii sau dotare? Deci unii nu aleg banii, altele sunt profitoare, sunt cum suntem și noi bărbații. Da. Poate, na, mie îmi place de una și a, e săracă. E... Dacă e mai mare, na, nu e mai... Mai cum? Adică îmi place mai mult. L-ar părăsi dacă nu e mulțumită de lucrul ăsta? Cum normal vedeți? Că... L-ar părăsi, da. Adică să merge până acolo. Da, da. Care sunt imar și e săracă, mai... Neapărat că dacă ai un pic de capital, nu te uiți la sărăcie, că o scuturi. Crezi că avem cel mai mic penis din Europa? Eu zic că avem, da. Cam cât de mare îl avem? Ca așa, procentaj? Nu, în centimetri să spunem. O, sută, cât de... Ai văzut 40-50, nu? Și ele, sunt și ele oarecum interesate de penis? Normal, păi bineînțeles. Că nu poți să stai lângă o femeie să-i... Să ce? Nu, să vă spun, să... Stai camutul lângă o femeie, s-o ar să zic că, păi, bă, nu ești bun de nimic, atâta dracu, mă duc la altul. Am înțeles, dar acum, dacă ai dotarea aia, acum ce să faci? La Dumnezeu, nu e, l-am făcut-o eu.